În săptămâna școală, altfel, elevii liceului teoretic Ștefan Ludihirot au vizitat Casa Apei, au văzut cum își desfășoară activitatea angajații operatorului regional și au asistat la un film de prezentare al proiectului de reabilitare a sistemelor de apă și apă uzată din media și zona de nord a județului Sibiu. Prin vizita aceasta la birul de apertură Navei Mari și având în vedere că anul trecut am fost și la stația de epurare, am învățat că trebuie să știm cum să folosim apa, chiar dacă ni se pare ceva ușor. Trebuie să avem grijă la poluare și să, văzând ce a fost acolo la stația de epurare, au fost foarte multe deșeuri și chiar trebuie să avem grijă la cum o folosim. Mi s-a părut foarte folositoare, deoarece putem învăța cum să economisim apa, cum să nu facem risipă, să avem grijă, pentru că această resursă este într-un fel nelimitată și putem învăța multe de pe urma acestei vizite. Conducerea Societății Apa Târnavei Mare a explicat că acțiunea s-a dorit a fi una educativă pentru tineri, astfel încât aceștia să înțeleagă cum anume trebuie utilizată apa. Este o conlucrare între noi și Liceul Ștefan Ludihirot, în care elevii în săptămâna școală altfel au participat în cadrul acțiunilor noastre, care sunt ample și continui în ceea ce privește educația pentru utilizarea apei și educația în sistemele de apă și apă uzată a tinerei generații. Ne bucurăm pentru prezența lor aici. Am avut posibilitatea să le comunicăm care sunt preocupările noastre în acest domeniu, care este perspectiva acestei industrii a apei și, fiind elevi de liceu în clasele mari, i-am îndemnat să își încerce să-și facă o carieră universitară și de pregătire profesională în domeniile de care noi suntem interesați, pentru că este generația care va trebui să preia cât de curând de la noi ceea ce noi am început și ei vor trebui să continue să le aducă la un nivel cât mai ridicat.